Premierul Benjamin Netanyahu, ministrul apărării Yoav Gallant și ministrul Securității Naționale Itamar Ben-Gvir au finalizat marți o evaluare cuprinzătoare cu șefii serviciilor de securitate privind situația securității din Israel, inclusiv Iudeea și Samaria, Ierusalim și Muntele Templului. La încheierea discuției, premierul a decis să interzică vizitele evreilor pe Muntele Templului până la sfârșitul lunii Ramadan, pe 20 aprilie. Decizia este luată pentru a încuraja starea de calm și a evita escaladările inutile ale violenței. Aceasta este aceeași politică ce a existat în anii precedenți și în guvernele anterioare în care Muntele Templului era închis pentru evrei în ultimele 10 zile ale lunii Ramadan. Aceste zile sunt diferite de primele zile ale sărbătorii deoarece au loc rugăciunile speciale de noapte. Netanyahu a respins recomandarea lui Ben-Gvir, care crede că nu există niciun motiv real pentru a nu permite evreilor să urce pe Muntele Templului. Ben-Gvir consideră că această concesiune făcută musulmanilor va fi interpretată ca un gest de slăbiciune de către grupările teroriste. Administrația Biden a încercat să liniștească oficialii israelieni în ultimile zile că Washingtonul este angajat în relația sa de securitate cu Israelul, după ce detaliile conținute într-un depozit de presupuse documente secrete ale Pentagonului, scurse pe rețelele de socializare, păreau să sugereze că Statele Unite i-au spionat pe unii dintre cei mai apropiați aliați ai săi, inclusiv Israelul, informează presa de la Ierusalim. Oficialii americani au recunoscut că cel puțin unele dintre documente par a fi evaluări autentice de informații realizate de Pentagon, dar altele par să fi fost manipulate. Unul dintre documentele secrete făcute publice conținea un paragraf despre presupusa implicare a oficialilor Mossad în protestele împotriva revizuirii judiciare ale guvernului. Un alt document ultrasecret conținea o analiză a serviciilor de informații americane referitoare la răspunsul Israelului la presiunile Statelor Unite de a oferi mai multă asistență Kievului. Un oficial al Pentagonului a declarat că scurgerile de informații secrete reprezintă un risc foarte grav pentru securitatea națională, care are potențialul de a deteriora relațiile cu aliații Americii. Congresul american l-a plasat pe directorul FBI, Christopher Wray, în centrul atenției în urma informațiilor care au dezvăluit că FBI i-a vizat pe catolicii tradiționaliști, cerând preoților catolici și liderilor bisericii să-i ajute să monitorizeze membrii și să-i raporteze guvernului. Informațiile făcute publice în presa americană prezentau tehnici de filaj a așa zișilor catolici radicali tradiționaliști și a grupurilor naționaliste albe. De asemenea, a propus o întâlnire cu liderii bisericii pentru a identifica semnele de avertizare ale radicalizării. Președintele sistemului judiciar, Jim Jordan, l-a citat pe directorul FBI, Wray, să depună mărturie pe această temă în fața Comisiei Judiciare a Camerei. Jordan l-a criticat pe directorul agenției, spunând că este inadmisibil ca drepturile fundamentale ale primului amendament să fie încălcate, iar FBI-ul să fi instalat așa numitele surse tripwire sau să fi racolat informatori din interiorul bisericilor. The Daily Signal, filiala de știri a Fundației Heritage, a atras atenția că FBI și-a coborât standardele folosind metode ce aduc aminte de serviciile de securitate din blocul comunist. Moartea subită în rândul persoanelor sănătoase din întreaga lume a crescut vertiginos în ultimii 2 ani. Potrivit datelor oficiale americane, decesele neașteptate au crescut cu 40% în timpul celui de-al treilea și al patrulea trimestru din 2021. CBN News a vorbit cu un cercetător și autor care susține că o creștere de 10% ar fi un eveniment excepțional de 1 la 200 de ani, dar noi asistăm la o creștere uimitoare de 40%. Edward Down este specialist în investiții și analize ale riscurilor pe Wall Street. El a efectuat un studiu care indică existența unor posibile legături între efectele secundare ale vaccinurilor experimentale anti-COVID și creșterea deceselor în rândul tinerilor. Deși recunoaște că nu este cadru medical, Edward Down a făcut o mulțime de cercetări în acest sens pentru statisticile sale. El cere ca organizațiile medicale independente de specialiști să cerceteze acest fenomen care stârnește îngrijorare. Lipsa unor studii serioase pe fondul unor îngrijorări în creștere lasă loc unor speculații care nu ajută pe nimeni. Este necesară așadar o anchetă independentă și o discuție sinceră în domeniul medical.
fac.